Salut, sunt Marius, adică Brogatul, și acum vă voi prezenta o mașină pe care vreau să o vând, bineînțeles cu ajutorul site-ului imobile.ro. Asta contează foarte mult, deoarece sunt sigur că voi găsi un pasionat de mașini retro care o va achiziționa. De ce spun asta? Pentru că această mașină este o Dacia 1300 din 1970 toamna, o mașină care este extrem de dotată din punctul de vedere al funcționalităților, și anume are 4 uși, 4 roci, 2 faruri în față și 2 faruri în spate, are 2 scaune, unul pentru șoferi și altul pentru pasager, o banchetă spate unde au loc 3 persoane și are și un portbagaj aerian, după câte puteți vedea. Portbagaj aerian care arată foarte, foarte ok, în afară de este puțin ruginit, în afară de asta este extrem de ușor de folosit. Mașina a fost ultima dată asigurată în anul 2002, așadar poate fi folosită cel mult într-un garaj. Și asta este, este o mașină de epocă, o mașină care merită să fie apreciată la adevărată ei valoare. O valoare care depinde de voi, nu-i așa, cei care o vreți să o cumpărați. În ceea ce privește alte dotări, ce pot spune, acest volan pe care puteți vedea sigur Dacia de mult, este un volan roșu, are și 3 indicatoare, instalație GPR și, bineînțeles, cel mai important lucru este sigur Dacia din anul 1970, presupun că se vede destul de bine, farurile specifice Dacia 1300 și mai departe. Astea fiind spuse, vă invit să vă gândiți mai bine și să cumpărați această mașină, deoarece pentru un pasionat de mașini de epocă se merită.